Chiar așa, multă lume. Da. Bună seara, dragi prieteni, suntem la Lumea în Obiectiv. Am o surpriză pentru voi în această seară, iarăși cu surprize umblu, la început de 2020. Vorbim în această seară cu un alpinist nevăzător. A citit în toată presa despre lucrul ăsta. Vom face cunoștință cu Alex Benchea. Bună seara, Alex, la Lumea în Obiectiv. Bună seara tuturor. Hai să facem cunoștință puțin cu Alex, că să știm cine este Alex, să știe lumea. Domnule, uite, ăsta e Alex. De unde vine, ce școală a făcut, de când a rămas nevăzător, câteva lucruri despre tine. Mă numesc Alex Benchea, am 20 de ani. Am făcut liceul la Târgu Frumos și acum sunt student la Facultatea de Geografie în Cluj. Deficiența de vedere o am din naștere. Bun, și le poți spune ce deficiență concretă, ce afecțiune ai? Da, e glaucom congenital. Oh, da, de micuț din naștere e dureros. Și cum te descurci ca persoană nevăzătoare? Ai nevoie de însoțitor sau mergi singurel? Cu câine, ghid sau... Nu am nevoie de însoțitor. Îmi place să fiu independent, să mă descurc cât mai bine singur și am reușit să umblu singur cu bastonul, să mă orientez, să nu am nicio problemă în această privință. Te orientezi bine în spațiu, să înțeleg. Da, da, da. Nu ai și câine ghid, nu? Nu, încă nu. Cu bastonul, GPS-ul mă orientez, folosesc aplicații de GPS. Să înțeleg că și cu telefonul și cu alte gadgeturi le ai cu programul special pentru nevăzător vocal. Da, exact. De unde ești tu de loc? Ai zis că ai făcut școala la Târgu Frumos, dar de unde ești de loc? Da, mă omis, îmi cer scuze. Sunt din Giurgeni, Județul Neamț. De la 10 km de Roman. Păi sunteți mai mulți de acolo. Mi se pare că ai un frate mai mare, dacă nu mă înșel, sau este neam cu tine, nu da. Știu. Da, e fratele meu cel mai mare. Da. Adrian. Benchea. Adrian, îl cunosc și îl știu. El mi se pare că e prin Arad acum, din ce am auzit. Da, că... e în Arad. Uite, de la Moldova la Banat, în partea aia. Hai să ne vorbești puțin ce legătură este între Facultatea de Geografie și alpinism. Păi, primul rând, alpinismul este un sport și eu, fiind o persoană activă din punct de vedere sportiv, mi-a plăcut să explorez spațiul, să încerc cât mai multe lucruri și în liceu am prins pasiunea asta pentru geografie și când mergi pe munte, simți, adică explorezi spațiul, geografia și au legătură între ele, ca să spun așa. Cum te descurci pe munte? Pentru că mulți se vor întreba, domnule, nevăzător, nu vede prăpastia, că sunt mai multe locuri unde e prăpastie. Ce? Cum te descurci? Cum îți dai seama? Cum te orientezi? Păi, în primul rând, nu merg singur, merg însoțit. Și dacă e cărare îngustă, merg în spatele însoțitorului, mă țin de rucsacul lui. Și dacă e drumul mai larg, îl țin de braț. Uh-huh. Dacă e teren mai accidentat, sunt asigurat, sunt legat în coardă și vin după coardă. Așa am procedat când a fost în România, pe munte, de exemplu. În rest, am echilibru foarte bun, sunt atent de fiecare dată unde pun piciorul, fiecare mișcare este gândită, am știut în ce mă bag. Când a fost făcută prima cursă? Când a făcut prima cursă pe munte cu adevărat așa? Cu adevărat a fost acum un an și jumătate, în iunie 2019.
18, chiar pe Moldoveanu, cea mai înaltă munte din România. Și a ajuns până pe vârf. Da, pe vârf, cum să nu. Și pe ce ai ajuns? Pe ață, pe acele chinci sau cum se numesc, că au o denumire specifică. Ce anume? Cum ai ajuns pe munte? Cum ai urcat? Ai urcat singurel, tot așa, sau tot Nu, ajutat? nu, nu, însoțit, tot timpul sunt însoțit. Am înțeles. Deci pe ață tot singurel, tot însoțit ai fost. Da, e mai greu așa să mergi singur, că nu poți să te orientezi, efectiv, nu e semnal la telefon și este și mai greu. Poți să te accidentezi singur. Da. Deci ai încercat Muntele Moldoveanu și perspectivă? Așa, ce-ți dorești sau ce ai vrea să ce visezi ca să, doamne, uite, vreau să urc muntele ăla dacă aș putea. Păi le-am dat cam pe toate treptat, așa. Am mers în România cât am putut, mi-am întărit pasiunea, iar apoi am ales obiective mai mari. Și acum cam 10 luni m-am gândit să, dacă ar fi posibil, odată în viață să escalez trei munți importanți. Este vorba despre Kilimanjaro, cel mai înalt din Africa, Elbrus, din cel mai înalt din Europa și Mont Blanc, care are tradiție în alpinism. Și cam astea sunt obiectivele mele pe termen lung, așa să spun, fiindcă le-au pe toate treptat, nu pot să spun că gata, am făcut Moldoveanu și mă duc în Himalaya, pe Everest. Trebuie să le iau treptat. Cer scuze, sunt un pic Nu e nicio răcit. problemă. În afară de Moldoveanu, ai mai urcat și pe altul munte în România? Spuneai, care sunt munții pe care tu i-ai escaladat, ca să spunem așa? Da, am fost în masivul Ciucaș, pe Ciucaș, în Rodne, pe Gârgălău, prin Gutâi, pe Creasta Cocoșului, Vlădeasa și Moldoveanu, cam asta. Ce i-a impresionat Așa, pe cei din cam presa începutul meu. românească? Ce i-a impresionat pe cei din presa românească de au scris atâtea articole? Probabil chestia asta e inedită, că un nevăzător escalează munți, dar la mine este o pasiune, nu mi se pare că fac ceva extraordinar. Este o pasiune și da, mă dedic. Și asta ți-a timp și de la școală, să înțeleg eu. Adică trebuie să rupi și din cursurile pe care le ai la facultate ca să poți să te duci să escaladezi pe munte. Nu, asta fac în timpul liber, este extra. Și ce dorești să faci cu facultatea de geografie pe mai departe? Deci, acum ai început-o, mă gândesc că ești în primul sau al doilea an. Al doilea, da. Păi am descoperit că sunt pasionat de geografie economică și aș vrea să continui pe partea asta și mai place și turismul, să văd ce aș putea să fac cu turismul. Mă gândeam așa la o perspectivă, dacă e posibil să ajung să fiu ghid turistic pentru persoane dizabilități în Cluj. Foarte Dar frumos. asta este un obiectiv mai îndrăzneț, să vedem pe viitor ce apare. Cu siguranță, dacă te vei pune la punct cu toate informațiile necesare despre turismul din Cluj și din alte localități din România, cu siguranță vei deveni primul ghid nevăzător din România și poate din Europa. Nu știu dacă mai există. Mai există un astfel de ghid din Nu cunoștințele știu, tale? dar mă gândeam la chestiunea aceasta că un nevăzător ar explica mai bine altui nevăzător ceva de genul, așa știam. Da, este adevărat pentru că experimentând știi exact cum să spui lucrurile. Degeaba vine un învățător să spune să faci un anumit lucru pentru că el n-are cum să știe. Dar tu care ai fost și pe munți și pe dealuri și pe câmpii și peste tot, știi exact cum trebuie să facă să se echilibreze dacă nu are un echilibru poate foarte bun și să în așa fel încât să ajungă teafăr la finalul drumului. Da. Adică e o diferență, nu poate să-i explice oricine acolo. Tu toată școala ai Da. făcut-o la Târgu Frumos, să înțeleg. Deci de la o grădiniță, liceu,
gimnaziu, primar, tot ce înseamnă școală. A, nu, nu, nu. 2 ani am făcut la Buzău și restul la Târgu Frumos. Uh-huh. 2 ani, deci n-am făcut. 2 ani însemnând primii sau ultimii ani? Primii 2 ani am făcut la Buzău și din clasa 3 până la 12 am făcut la Târgu Frumos. Uh-huh. Aproape de casă, ca să spunem așa. Da, corect. Uh-huh. Da, e un lucru frumos că îți place lucrul ăsta și mă gândesc că ar putea să, ca acest vis să devină realitate. Dacă ai reușit până acum, mă gândesc că vei reuși și de acum încolo. Spune-mi, te rog, care e experiența ta cea mai frumoasă din viață, trăită la școală și ca alpinist? La școală, în liceu, da, sau... Când vrei tu, o experiență frumoasă de la școală. Nu contează că ai trăit-o în liceu, că ai trăit-o la gimnaziu, că ai trăit-o oricând ai trăit-o. Dar e important să trăiești. Dacă au oameni întrebări pentru tine, de asemenea, îi lăsăm să ne bombardeze cu întrebări pentru tine, Alex, pentru că mă gândesc că sunt curioși de anumite lucruri și le deschidem linia asta de a ne adresa întrebări. Da, te întrebam... Deci, la școală sau pe munte? Una de la școală și una de pe munte. La școală m-ați prins că nu vine acum în minte. Nu te-am prins. Una care îți aduce aminte, una care, doamne, mi-a rămas în minte. Uite, aia nu o să o uit niciodată. Că e amuzantă, că este una serioasă și frumoasă care, pe care colegii tăi ți-au făcut-o, o surpriză, eu știu, orice, ce în inima ta a rămas acolo și, doamne, mergi cu acea amintire frumoasă. Da, o experiență aș vrea să vă împărtășesc, da. Faptul că am reușit să-mi îndeplinesc unul dintre obiective în liceu, să dau cu la geografie pe hartă multă. Am fost primul nevăzător, am reușit asta să... În școală n-am mai fost nevăzut ca să dea bacalaureatul la geografie pe hartă multă și asta a contribuit la încurajarea mea de a urma visul de a fi student la geografie. Asta în liceu și pe munte, cum v-am povestit acum câteva minute, da, că aveam 3 obiective pe termen lung, Elbrus, Kilimanjaro și Mont Blanc. Unul dintre ele arăște să-l îndeplinesc acum în decembrie. Care? Kilimanjaro. Este uh-huh. vorba despre Kilimanjaro, cel mai înalt munte din Africa. Deci în februarie mi-am stabilit aceste obiective. Am povestit cu antrenorul meu din Cluj de la Escaladă, fiindcă sunt și sportiv în lotul național de paraclimbing. Uh-huh. Și într-o zi mergeam cu el la antrenament și am povestit de această dorința mea de a escalada acești 3 munți și lui i-a plăcut, s-a interesat, a găsit un ghid, avea prieteni comuni în comunitatea alpină și a luat legătura cu Cosmin Andron, care este ghid montan internațional, și a povestit despre visul meu. L-a întrebat dacă este posibil, de ce este nevoie și dacă cunoaște pe cineva care ar fi dispus să-mi fie ghid și el s-a oferit prompt să-mi fie ghid. Și în mai ne-am întâlnit, mi-a dat buget, plan de antrenament de 26 de săptămâni și munții am luat în ordinea crescătoare a dificultății. La Kilimanjaro provocarea este altitudinea ridicată, fiindcă eu nu am mai fost la o altitudine mai mare de 2544 de metri. Kilimanjaro are 5895. Și la Kilimanjaro este altitudinea, la Mont Blanc este faptul că este un munte tehnic și o să am de cățărat și de folosit colțarii.
scuzați-mă, și la Elbrus este vorba despre temperaturile foarte scăzute și tot la fel mersul cu colțarii pe ghețar. Așa, am primit antrenamentul care constă în, a constat că urmează să primesc alt antrenament pentru Mont Blanc. A constat în două ședințe de înot, două de escaladă pe săptămână și mers pe munte când am ocazia, cât mai mult, cât mai mult cardio. Asta, de asta am avut nevoie să am rezistență la efort. Iar prin luna septembrie am început să lucrăm la proiect, la proiectul pentru Kilimanjaro. Am contactat un copywriter să mă ajute cu textele. Urma să deschidem o pagină de Facebook pentru pasiunea aceasta a mea de alpinist. Am ușor am intrat în lumea aceasta media, cu televiziuni, cu tot felul de... în lumea media să... Da, da, am înțeles. În presă, ca să spui despre acest visul. Eveniment. Da, despre acest vis care deja a devenit o... cu Kilimanjaro a devenit deja o realitate. Sperăm ca și cu celelalte să devină o realitate, să nu te oprești aici. Da, 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 cum să nu. Și la sfârșitul lunii octombrie am deschis pagina de Facebook care se numește Alpinistul cu ochii albi, cred că ți-a aflat. Uh-huh. Și pe această pagină am postat evoluția mea. Am postat antrenamentele și informații despre proiectul acesta. Așa m-am trebuit să mă ocup de bugetul expediției care ajungea la 8.000 de euro, incluzând și onorarul ghidului, onorarul pe care aș fi vrut să-i ofer. El s-a oferit să mă ducă și gratuit, dar a fost timpul foarte scurt, cam o lună, o lună și jumătate, cam așa, în care am reușit să strâng doar 6.000 de euro, buget de austeritate, în care erau incluse taxele de parc cu... cum îi spune, toate taxele de parc pentru intrarea pe Kilimanjaro. Am plus înțeles. Porter, plus alte asemenea. Bilete de avion și cazare, mâncare în orașul de la baza muntelui. Deci am strâns bugetul, a fost un pic la limită, nu credeam că am să ajung, dar foarte mulți oameni s-au mobilizat și m-au ajutat și vreau să le mulțumesc și pe această cale. Iar pe 10 decembrie aveam avion din București, am plecat spre Kilimanjaro pe 10 decembrie. Și când te-ai întors? Expediția a durat 8 zile. Am plecat pe 10 decembrie la ora 6 dimineața din București. Am zburat două ore la Amsterdam, unde am avut o escală, apoi încă 8 până în aeroportul Kilimanjaro. Uh-huh. Am mers la hotel, ne-am odihnit și a doua zi a început aventura propriu-zisă, să zic așa. Am plecat cu o mașină spre baza muntelui. Acolo am luat prânzul și a început ascensiunea. În prima zi am mers 3 ore și jumătate prin junglă. Am pornit de la Marengo Gate, intrarea în Parcul Național, care este situată la 1860 de metri altitudine. Am mers 3 ore jumătate prin junglă până la prima tabără de pe Kilimanjaro, până la Mandara. 2720 de metri. Acolo ne-am odihnit, am dormit. Unde eram cazați erau niște cabane din lemn. Mm-hmm. Aveai paturi, masă înăuntru. La prima tabără chiar aveai și baie în cameră. Dar foarte moderne, ca să zic așa. A doua...
Da, trebuia să-ți aduci sac de dormit, că nu avea încălzire. Da, echipament, am avut echipament special, ca să zic așa, pentru altitudine la această expediție. A doua zi, joi, pe 12 decembrie, am continuat ascensiunea de la Mandara către Horombo, a doua tabără, pe Kilimanjaro. Am mers o oră prin junglă, apoi încă trei printr-un teren de ăsta cu arbuști. În junglă am uitat să vă spun că era cald, erau maimuțe prin jurul meu, foarte interesant, că n-am mai fost în junglă. O experiență foarte interesantă așa pentru un nevăzător să simți așa natura prin toți porii. Ai pus mâna și pe o maimuță pe acolo din așa Ce ai anume? reușit Dacă... să pui mâna pe o maimuță. Da, nu, că nu stau să le atingi. Stăteau la distanță de 5 metri, cam așa. Nici la poză nu prea stăteau. Deci, în a doua zi am mers o oră prin junglă și încă trei pe terenul acela mai deschis. Soarele ardea foarte puternic. Trebuia să folosești cremă cu protecție solară. Am făcut 1000 de metri diferență de nivel în 4 ore. Mergeam în medie pe zi cam între 10 și 13 km. Am ajuns la Horombo joi la amiază pe la 12 și am stat acolo până sâmbătă dimineața la ora 8. Vineri am avut ziua de aclimatizare. Așa se procedează pe munții înalți. Trebuie să faci aclimatizare fiindcă organismul nu este obișnuit cu altitudinea ridicată și odată cu altitudinea cantitatea de oxigen scade și corpul are nevoie de adaptare. Vineri am făcut o plimbare mică pe munte, am urcat de la 3700 la 3900 și înapoi am coborât. Asta a însemnat aclimatizarea, corpul a resimțit diferența de altitudine și a fost mai ok. Am simțit și eu un pic efectul altitudinii. Am avut ceva insomnii, m-a durut un pic capul, dar a trecut. Sâmbătă, scuze, Nu e nicio problemă. sâmbătă am continuat, am urcat de la încă 1000 de metri de la Horombo la Kibo, ultima tabără de pe munte. În partea aceasta a expediției spre Kibo, trenul a fost mai accidentat, o porțiune. Apoi a urmat pe la 4000, a început un teren mai arid, deșertic, sufla praful. Iar pe la 4500, cam așa să spun, am început să resimt mai tare efectul altitudinii, fiindcă totuși eram la 4500, nu era 2000, să zic așa. Am început să mă doare un pic capul mai tare, să obosesc mai repede. Și tot așa, pe la amiază am ajuns la Kibo, la 4720. Acolo ne-am odihnit. Și seara, adică noaptea, pe la 1, am pornit spre vârf. Fiindcă așa se procedează, vârful trebuie să îl parcurgi în timpul nopții, porținea spre vârf, pentru a putea coborâ pe lumină înapoi, să nu te accidentezi. Porținea spre vârf se face în 6-8 ore. Ne-am făcut-o în 6. Trebuie să precizez că expediția în sine a fost ușoară, cu excepția acestei porțiuni de la Chibo spre vârf, fiindcă terenul a fost mai abrupt, a fost și frig noaptea, eu am fost un pic obosit că nu prea dormisem, tocmai din cauza altitudinii, că mă durea capul. Na, nu e,
nu eram tocmai, să spunem așa, la hotel. Da, da. Dar a fost ok. N-a fost chiar așa grav, să spunem, cu durerea de cap. A luat o pastilă și mi-a trecut. Dar noaptea vârfului a fost mai grea, fiindcă terenul a fost mai abrupt, frig, oboseală. Diferența de altitudine dintre Chibos și vârf de aproape 1200 de metri. Deci 1200 de metri, cam așa. Sus, spre vârf, cam, nu știu, era vreo oră de mers, a fost zăpadă. Și am obosit, adică am obosit din cauza altitudinii. Dar, scuzați-mă, datorită ghidului Cosmin Andron, care este un om și un ghid extraordinar, am ajuns sus pe vârf, pe acoperișul Africii. Pe 15 decembrie, la ora 7 și 10, eram pe vârf. Acolo bătea vântul foarte tare, am stat 2 minute, erau și multe lume, erau vreo 50 de oameni. Și am făcut poze video și am coborât. La coborât a fost un pic mai dificil, fiindcă îmi forțasem genunchii la urcat și am fost mai obosit la coborât. Se pune mai multă presiune pe genunchi la coborât. În cât timp ai coborât? În 4 ore până la Chibo înapoi, deci cam 6 ore plus 4, 10 ore de efort intens așa, dintr-un foc. Mai făceam pauze pe parcurs așa să bem un pic de apă, să mâncăm un baton proteic, dar nu prea mult, că pauzele lungi nu sunt eficiente, încă ai tendința să stai să te odihnești și corpul intră în repaus. Dar am coborât în 4 ore, pe la, nu știu, 10 și ceva eram la Chibo. Am dormit vreo 2 ore, am luat prânzul și am mai coborât încă 1000 de metri până la Horombo, la 3720 de metri. Acolo nu mai aveam nicio treabă. Parcă era la nivelul mării, nu mai aveam treabă cu altitudinea, că deja coborâsem 2000 de metri. Corpul a resimțit această diferență semnificativă. Seara, duminică seara, am dormit la Chibo, nu, pardon, la Horombo. Și luni am coborât încă 2000 de metri până la intrarea în Parcul Național, la Marangu Gate. Acolo am primit certificatul că am urcat sus pe vârf și am uitat să precizez că expediția a fost formată, a trebuit să angajăm staff local, asta însemnând porteri, 2 ghizi locali, bucătari care ne-au gătit. Așa este regula pe Kilimanjaro, trebuie să angajezi staff local, fiindcă asta este munca lor. Trebuie să ai anumită alimentație? Trebuie să ai o anumită... Te întreb, trebuie să ai o anumită alimentație pentru a reuși să te urci pe muntele sau Kilimanjaro? Nu. Da, indicat este așa să spunem pe munte să mănânci, nu știu, mâncări de astea, paste, spaghetti care îți dau energie instant, carbohidrați, mulți carbohidrați, să spun așa, dar noi nu am mâncat numai asta, să spun așa. Am orez, carne, multe fructe, ouă și paste și asta, dar mă refeream la carbohidrați, că dau energie instant. Nu trebuie să... Digestia nu durează mult. Da, da, corect. Deci porterii ne-au creat bagajele, echipamentul, cea mai mare parte a echipamentului au creat-o porterii. Noi, eu și Cosmin, am fost însoțiți de 2 ghizi locali care au venit cu noi până pe vârf și înapoi.
Și m-au ajutat, făceau schimbul cu Cosmin să mă ghideze. Deci eu pe munte, dacă era cărare îngustă, mergeam în spatele lor, mă țineam de rucsac și ei îmi spuneau când sunt obstacole, da, când trebuie să urc, să cobor, dacă era ceva șansă, pășesc, să sar peste o baltă sau mai știu eu ce. Da, îmi spuneau să dau, îmi indicau obstacolele. apoi luni seara am plecat spre hotel și marți dimineața la 6 fără 10 aveam avion. Am zburat o oră până în Nairobi. Scuze. Am răcit un pic la întoarcere cu aerul ăsta condiționat din avioane și toate chestiile. Am zburat o oră din Kilimanjaro în Nairobi. Apoi încă 8 din Nairobi până în Paris și încă 2 ore jumătate până în București. Am ajuns pe 17 decembrie seara, pe la 8 în București. A fost o experiență foarte frumoasă, dar aceasta a fost posibilă datorită oamenilor care m-au susținut. Trebuie să precizez, am uitat să precizez echipa Climb Again, clubul sportiv unde mă antrenez eu. Ei m-au susținut foarte mult, logistic, cu pagina de Facebook, promovare, și cu antrenamentele, bineînțeles. Și Deneș Andriș, managerul acestui proiect, antrenorul meu de la escalada din Cluj, Bun, și el m-a ajutat foarte mult, el m-a susținut foarte mult. ce faci la acest club are legătură cu ceea ce ai făcut pe Kilimanjaro cu această escaladare pe munte. Deci, acest club. Nu chiar. Eu fac parte din lotul național de paraclimbing Bun, dar și hai să le explicăm ce este asta, paraclimbing. acolo mă antrenez pentru a participa la concursuri de cățărat inside, adică în interior, pe perete de asta, pe perete în interior, nu pe munte. Adică ca să prinzi rezistență, ca să ai forță și să-ți dozezi corpul în așa Da. fel încât să reziste pe munte. Da, păi asta a constat. Am avut escaladă pe perete. Am avut 2 ședințe pe săptămână, plus 2 de not. Da, asta m-a ajutat și antrenamentele. Și cel mai important, disponibilitatea ghidului și faptul că s-a oferit să-mi fie ghid și m-a ajutat foarte mult. Și cu echipament și faptul că mi-a oferit gratuitate la această expediție. Spune-mi, te rog frumos, dacă cineva ne privește și ne ascultă la acest moment și ar vrea să facă același experiment ca tine, ce sfat le dai? Dacă este persoană nevăzătoare Da, sau nevăzătoare, fără că dizabilitate? vorbim și de dizabilități, dar și nevăzătoare, adică și locomotorie și nevăzătoare. Ce sfat ai pentru ei, așa ca să-i învățăm totuși și ca să ajungă la astfel de performanță, trebuie să depinzi de niște lucruri și să îndeplinești anumite condiții. Trebuie să recunosc că acest sport, alpinismul, este un sport extrem și nu-l recomand să fie făcut de oricine, ci doar de oamenii care chiar știu în ce se bagă, care sunt foarte pasionați și fac asta cu drag, adică nu doar așa de wow sau mai știu eu. Am fost pregătit fizic, am ascultat de indicațiile ghidului, dar trebuie să fii conștient tot timpul de obiectiv. Și cum am ajuns eu să-mi urmez acest vis, mai întâi a fost o idee și am făcut totul ca această idee să devină realitate. Dar
Repet, este un sport extrem și cu atât mai mult este riscant pentru persoanele nevăzătoare care nu sunt conștiente de pericole care pot apărea, fiindcă nevăzătorii, de exemplu, consumă mult mai multă energie la mersul pe munte decât o persoană care nu are nicio dizabilitate, fiindcă cel care vede unde pune piciorul direct. În schimb, ce nevăzător, asta mi-a spus Cosmin că a observat și cred că are dreptate, că am consumat mai multă energie, fiindcă nu pun piciorul direct. Mai întâi, mișcarea este controlată și astfel consum mai multă energie. Să am grijă să îmi păstrez echilibru, să nu mă împiedic dacă sunt multe, dacă te accidentat, de exemplu. Deci trebuie să fii conștient de obiectiv tot timpul și de Bun. limitele tale. Am înțeles. Deci visul ăsta nu doar că acum am o idee, hai să o pun în practică. Trebuie să știi că ai condiție fizică, trebuie să știi că ești dispus să oferi timp pentru antrenamente, trebuie să asculți oarecum de ghizii pe care te antrenează și cei Nu care... oarecum, tot timpul trebuie să asculți de ghid și Păi de asta de zic, că trebuie să asculți de cei care au ei. experiență în domeniu. Și cineva ți-a spus la început, domnule, poți să faci lucrul ăsta sau nu poți? Coincizi din punct de vedere fizic? Îi contează lucrul ăsta? Adică cineva ți-a spus, domnule, poți sau nu poți face lucrul ăsta? Sau... Da, mi-a spus că pot. Am înțeles. Că mă gândesc că trebuie și condiție fizică care trebuie să escaladezi muntele ăla, că doar nu oricine te duce acolo, hai, oricum. Trebuie, păi de asta am avut antrenament. Am Ca să vă înțeles. faceți o idee așa, de la baza muntelui până în vârf sunt 41 de kilometri. Da. Și așa am mers doar pe jos. Pe jos. Da. Nu mă refeream dacă este Dar și pe problema ață cea mai sau mare a pe fost ceva, cu escaladări de altitudinea. astea, cu ața, adică să te ții de ață și să Ce tot anume? urci. Pe ață, că știi că există și acele ațe sau cum se numesc, cele care se prinde de munte și să urci pe ele. Că unii alpiniști fac și ei. Ai încercat și varianta asta? Coardă, la Da, coardă, coardă. așa, nu știu exact cum îi spune. E ceva care se prinde de munte și tot te urci pe ea. Nu, deci Kilimanjaro nu este tehnic, a fost mult de mers, N-am înțeles. dar porțiunea spre vârf a fost mai abruptă, dar nu a fost tehnic să folosesc cord și alte gen. La Mont Blanc o să fie. Am înțeles. Te duci la Mont Blanc următoarea expediție, ca să zicem. Următoarea escaladare Da. acolo va fi. Și când va avea locul ăsta? Da. În august. Și apoi, prin 2021, să înțeleg că vei face pe celălalt. Da. Câți bani ai nevoie pentru Mont Blanc? Încă nu știu. Urmează să-mi trimită Cosmin Andron bugetul și antrenamentul. Am înțeles, încă nu, doar te antrenezi să-ți menții condiția fizică acum. Păi da, urmează să primesc bugetul, să strâng fondurile și la antrenament chiar acum în ianuarie o să am un weekend de mers pe gheață, să învăț să folosesc colțarii. Mont Blanc, ce înălțime are? 4810. Și celălalt? Care, Kilimanjaro sau Elbrus? Al doilea. Elvis sau cum? Da. Elbrus are 5642. Am înțeles. Hei, înseamnă că e pe aproape de Kilimanjaro la înălțime. Da, dar munte nu neapărat trebuie să fie înalt, că poate să fie mai dificil, trebuie Mai să fie dificil înalt. ca Dacă e mai abrupt, tehnic. mai. Da, e o experiență frumoasă și mă gândesc că
merită satisfacția ta, care era doar un vis acum un an, a devenit realitate la sfârșitul anului 2019. Da, 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 și am uitat să vă spun obiectivele acestui proiect. Te rog. Că nu-l fac din dorința egoistă. Unul dintre obiective este să încurajez nevăzătorii să aibă viața independentă, să iasă din casă, să umble cu bastonul, fiindcă sunt o parte care sunt dependenți de alți oameni, și să se apuce și de sport. Da. Să cațere, de exemplu, fiindcă mie, să fiu sincer, sportul mi-a schimbat viața. Când faci un sport, interacționezi cu mulți oameni, cunoști mulți oameni și te dezvolți din punct de vedere social și fizic și emoțional, să spun. Și al doilea ar fi, mi-am dorit să dovedesc, că demonstrez oamenilor că am o viață cu nimic diferită de a lor și că fac chestii pe care le fac și ei. Și că nu mă diferențiez cu nimic de ei. Adică o viață normală și egală. O viață normală, corect, corect. Spune-mi, te rog, de... Și... Da. Cât e de accesibil pentru tine Clujul sau Bucureștiul sau Romanul, orașele pe care tu le vizitezi? Cum te descurci? Că mi-ai spus că ești independent, dar totuși, cât de accesibil este pentru un nevăzător trăind în România? Ca tine, care nu se lasă deloc și omul devine independent. Din experiența mea până acum, cel mai mult îmi place Clujul. Este un oraș foarte accesibil. Are semafoare sonore, covoare tactile, autobuzele acelea care anunță linia, numărul autobuzului. Mie îmi place și mentalitatea de aici. Oamenii sunt foarte deschiși, primitori. Și am fost și în străinătate și nu simt diferențe, să spun așa. Adică dacă ar fi să plec sau să rămân în Cluj, aș putea să rămân și în Cluj. Mă simt ca afară, să zic așa. Spune-mi unde ai fost. Am fost în București. Da, spune-ne de București și apoi ne spui unde ai fost în afară. București mi se aportă un pic mai haos. Dar mă descurc și în București. Folosesc aplicații de GPS. Am învățat să merg cu metroul când merg în București la antrenamente, la Climb Again. Nu e problemă, dar îmi place mai mult Clujul, că este mai accesibil și mai liniștit. Unde ai fost în străinătate și ți-a plăcut cel mai mult? Am fost în mai multe țări. Am fost în Macedonia și în Italia, în două proiecte europene, între astea Erasmus Plus. Și după proiectul din Italia, am fost în Perugia, am fost și am vizitat Roma. Scuze, asta singur, răceala asta nu mai trece. Am fost în Franța și în Austria la două concursuri de internaționale de escaladă. În Austria a fost un concurs european și în Franța campionatul mondial de escaladă în iulie. Alex, ai primit o întrebare, ai primit și o întrebare, dar după ce ne vei răspunde în continuare ce vrei să spui, țineți puțin ideea, să spună întrebarea de la Laura Dănilă, de la Botoșani, mă gândesc că știi despre cine vorbesc. Îți spune, felicitări, Alex, care sunt sentimentele cele mai puternice negative, cât și negative, cât și cele care te-au însoțit în perioada experienței? Ce sfat ai da unui nevăzător care ar fi fobia la înălțime, care are fobie la înălțime? Da, cam asta e întrebarea pe care Laura ne-a spus-o și poți să continui ideea ta și apoi îi răspunzi Laurei. Te rog. Da, 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 sigur. În rest am mai fost în Londra, în Regatul Unit,
vizită la frații mei, am vizitat și un pic orașul și vara aceasta am fost în Polonia, în Cracovia. Am vizitat orașul, acolo mi-am făcut o amică din proiectul din Italia și m-a invitat să vizitez Cracovia și cu ocazia asta am fost și în Auschwitz, am vizitat lagărul de la Auschwitz și aceasta este o experiență foarte interesantă Ți-a să plăcut ajung acolo sau acolo. nu? Și cam astea sunt țările, dar urmează și altele. Să răspund la Da, întrebarea doamne Laura, dumneavoastră. și apoi vorbim despre țara sau orașul pe care tu l-ai vizitat și ți-a plăcut cel mai mult din străinătate. Dar după ce îi răspundem Laurei. Da. Scuze. Sentimente negative. Nu cred că am avut sentimente negative pe durata expediției, fiindcă mi-am dorit foarte mult să ajung în vârf. Chiar dacă am avut momente în care am fost foarte obosit, când am fost foarte obosit, de exemplu, în noaptea vârfului, când simțeam că nu mai pot, mi-am inventat o tehnică. Se numește tehnica celor patru pași. Număram patru pași. Apoi mai număram încă patru și am zis că tot așa până vârf. Mă încurajam singur. Număram efectiv pașii, făceam pașii și număram. Așa funcționa când eram foarte obosit. În rest, fobie la înălțime pentru nevăzători, total, să spunem, nu cred că ar exista, fiindcă nu vezi și nu ai, nu știu, sentimentul acela de că ești dezechilibrat. În rest, dacă ești pe, în cazul meu, să vă spun. În rest, dacă ești pe o porțiune mai expusă, să spunem că ai prăpastie în dreapta și în stânga, cum am avut pe Moldoveanu, cel mai indicat este să mi se spună cum este terenul, să-mi spună că am prăpastie și în dreapta și în stânga, ca să fiu și mai atent. Să fiu și mai atent cum calc. Să nu calc mai în dreapta sau mai în stânga cu câțiva centimetri, să merg fix în spatele persoanei care mă însoțește. N-am avut fobie, ci doar a trebuit să, pe Moldovean, de exemplu, să mi se spună configurația terenului. Dar pe Kilimanjaro nu, n-am avut fobie și niciun fel de problemă de genul ăsta, că ne-am făcut-o cu pasiune, nu. Bun, hai să vorbim și de orașul pe care tu l-ai vizitat în străinătate și ți-a plăcut și din punct de vedere a accesibilității, dar și din punct de vedere a oamenilor. Al accesibilității, cred că Cracovia este foarte accesibil. Când am fost în Cracovia, am văzut multe lucruri foarte accesibile pentru nevăzători. Cred că fiecare clădire din oraș avea o machetă în relief, o replică în relief, în 3D. Și puteai să o pipăi, să îți imaginezi cum e. Gara, mall-ul foarte accesibile, aveau covoare tactile, foarte interesant. Muzeul de arheologie, tot așa, covor tactil prin interior. Exponatele aveau copii făcute special pentru nevăzători, pe care puteai să le pipăi. Erau replici, scris în braille, ghid audio, foarte, foarte interesant orașul, chiar îl recomand. Și oamenii erau foarte prietenoși, era exact ca în Cluj mă simțeam. Și Londra mi s-a părut foarte accesibilă, asta din punct de vedere al transportului în comun. Metrou, autobuz, așa mai departe. Și în rest ce mi-a mai plăcut, mi-a plăcut Roma, fiindcă mi-a plăcut fastul acela din Roma, toate clădirile, totul era fastuos așa, de pe vremea Imperiului Roman.
Am fost și la Vatican și am vizitat cât am putut de mult, în jumate de zi. Dacă ai fi președintele României, ce ai face pentru persoanele cu dizabilități și Da? nevăzători? Și nevăzători? Ce le lipsește ca să ducă o viață normală și egală? Dar nu știu dacă președintele se ocupă de asta. Nu, eu am pus așa, dacă ai avea puterea deciziei, pentru că de asta am spus președinte, dacă ai avea puterea de decizie, pentru că la tine trebuie să existe. De obicei, președintele are destulă putere de a decide în multe lucruri. Da, dar nu, Bun, hai să Bruxelles presupunem nu că ai se fi ocupă de asta. președintele ANPD-ului, da? Președintele ANPD-ului, da? Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități din România sau Consiliului Național Da. pentru Persoane cu Dizabilități. Ce Da. ai face pentru ei? Ce ar lipsi sau ce ai vrea să pui la punct? Ce ți se pare că mai trebuie pus la punct? Păi nu știu, de exemplu, nu știu, o campanie de informare a oamenilor care n-au interacționat cu persoane cu dizabilități în general. Fiindcă nici foarte mulți oameni, de exemplu, care nu știau de nevăzător și de cum lucrează, ce materiale folosesc ei sau ceva de genul. Chiar mi-a spus o doamnă la un moment dat că de ce umblu singur, că e periculos, că nu știu ce. Dar, în general, cred că schimbarea trebuie să vină de la oameni, să aibă curajul să fie independenți, să gândească că sunt egali cu cei care nu au nicio dizabilitate și să se comporte la fel ca și ei, Asta în ciuda pornind de la persoana cu minorității. dizabilitate, nu de la societate să așteptăm lucrul ăsta, da? Nu, schimbarea vine de la fiecare în parte. Da, Laura te întreabă în același timp sentimente pozitive pe care tu le-ai trăit în experiența ta și în expediția pe munte. Păi, bucurie, împlinire atunci când am ajuns în vârf, fiindcă am simțit că toată munca a dat rezultate, munca mea și a echipei. Și în rest m-am bucurat de locurile pe care le-am vizitat, de munte, de am fost așa optimist, pozitiv, nu știu ce sentimente, tot timpul, nu știu, la un moment dat parcă mă împingea cineva de la spate, tot să merg spre vârf, tot mai repede. Asta a fost un obiectiv clar, nu am avut niciun moment în care să zic că gata, renunț. Mi-am dorit foarte mult. Da, foarte frumos. Spune-ne un mesaj de încurajare pentru toate persoanele cu dizabilitate din România și în special pentru nevăzători, că sunt asemenea ție și le poți vorbi direct. Dacă ai un mesaj, după toată experiența asta, după toată puterea asta de independență pe care tu ți-ai dezvoltat-o în ultimii ani, pentru că mulți dintre ei au frică și după școală sau după facultate sau chiar să-și găsească un loc de muncă, să, nu știu, să reușească în viață, să fie mereu dependenți de cineva, de ceva. Păi eu să nu știu, să niciodată să trebuie să creadă în ei și în visurile lor și să fie optimiști. Mulțumesc tare mult, Alex, că ai fost împreună cu noi în această seară și ne-ai mărturisit din povestea ta de escaladare și te mai așteptăm să ne spui când vei face și celelalte obiective, să ne spui cum a fost, pentru că sunt experiențe unice pe care noi vrem să le auzim și te așteptăm de fiecare dată când ai ceva să le spui oamenilor. Ești binevenit în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv. Și eu vă mulțumesc mult, mi-a făcut mare plăcere. Și mie și te mai aștept să ne mai povestești pentru că sunt ferm convins că ai trezit în inima multor persoane nevăzătoare și cu dizabilități așa mândria aia și eul ăla că eu pot. Și
Cred că să fie un început de an pentru fiecare, că eu pot și noi putem cu toții să fim independenți. Mult succes pe mai departe, da, și te mai așteptăm. Da, sigur. Te rog. Ok, vă mulțumesc. Seară frumoasă, la revedere, mulțumesc și eu. La mulți ani. La mulți ani. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Lumea în Obiectiv. A fost cu noi Alex Benchea, nevăzătorul care a escaladat pe munte și pe Moldoveanu și pe Kilimanjaro. Vom mai auzi de el cu siguranță și în acest an, ați auzit în august, se va mai face o escaladare, poate și în 2021. Dar independența pe care el o are și a dezvoltat-o datorită acestui sport, cred că v-a dat puțin curaj, puțin așa, care să vă pune așa pe roți și să vă dați drumul singurei, dezlegați de ceilalți care erați dependenți. Acum, poate că 2020 sau 2020, cum spun englezii, va duce mai multă independență și mai puțină dependență de cineva sau de ceva. Vă doresc zile frumoase și să ne auzim cu bine în ocazia viitoare!